muncit, n-am pierdut nopțile, am mâncat rațional ce a trebuit, n-am abuzat de nimic, n-am fumat, eu n-am băut cafea în viața mea, cacao beau cu lapte. Și mâncare mănânc mai puțin, că înainte, așa era la cantină, am mâncat 25 de ani, era mâncare obișnuită, prezul mâncam acolo, restul luam acasă. Am mâncat un sfert de pâine pe 24 de ani. Și Dumnezeu m-a ajutat, mi-a dat putere, pentru că dacă nu te duci acum la petreceri, la astea niciodată n-am fost, pentru că n-am avut unde să mă duc. Dar sport, mișcare, sport, mișcare. Da, fac sport, acum fac sport eu, acum să spun. N-am făcut sport așa în general. Am lucrat 25 de ani la mașină de cusut. Fii atentă, aici picioarele mele, unul dezvoltat, altul nu. Nu m-a fost, așa lucram eu. Și în pauză aveam 15 minute pauză, după aceea făceam în pauză făceam gimnastică de 3 ori, de 3 ori la stânga, la dreapta, ca să ne dezmorțim spatele. Nu sunt cocoșată, sunt cocoșată. Ce înălțime aveți? Ce înălțime? 1,75 m. Și după ce ați ieșit la pensie, ați continuat să faceți sport? Poftim. După ce ați ieșit la pensie, ați continuat să faceți mișcare? Scumpă mea, dimineața când mă trezesc, eu întotdeauna fac sport așa cum recep eu, nu așa cum se scrie în carte. Dar, așa, am calorifer în baie și pun așa mâinile așa. Și fac așa, și așa, așa. Și pe urmă fac așa cu prosopul, când mă fac duș, tot timpul fac masaj cu prosopul. Atunci mă îmbrac și plec la treabă. Și fac toată treaba, fac eu, repar tot ce am eu, repar dacă se strică ceva. Eu am copsit, eu am făcut astea, știi, lucruri din astea care tot timpul nu stau degeaba. Tot timpul mă ocup cu ceva. Pos. Proșetez, lucrătez, lucrez, ce pot eu. Citesc. Îmi place istoria. Da. Îmi place tare. Am adus o carte despre istorie, o să vă placă. Da. O să vă placă mult atunci, da. Am nimerit-o. Și aici e 600 de ani de când scrie pentru întregirea mea.